Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecție RM. Invitatul din această seară este Vladimir Țurcanu, deputat pe PSRM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, tăi. bine m-am găsit! Vreau să discutăm astăzi despre două teme majore care sunt cele mai dezbătute atât în mass media cât și în societatea civilă. Este vorba despre reforma guvernului și vizita delegației Comisiei de la Veneția și întâlnirile cu toate fracțiunile parlamentare și cu liderii unor partide de opoziție. Vreau să încep totuși cu ziua de ieri și declarația într-un briefing de presă a președintelui Partidului Democrat Vlad Plahotniuc, care a fost după mine una un pic agresivă sau cu așa cu o tentă de obligativitate privind ideea PDM-ului și ei au declarat că este varianta finală agreată de partid reforma totală a guvernului dar și a agențiilor cu renunțarea la practica partajărilor politice a funcțiilor. Cum vi s-a părut această declarație? Și unele partide au început să-și pună întrebări, alte partide și fracțiuni din Parlament așteaptă totuși acel proiect de lege, care nu este încă și nu se știe pe baza căror fapte. Dar PD-ul a fost foarte clar și a împărțit atât numele ministerilor, cât și restructurarea, care va fi din, nou, din 16 ministere existente acum, vor rămâne 9 și prim-ministrul va avea doar 3 vicepremieri. Da, deci, nu, în primul rând, poziția noastră este că, totuși, trebuie să vedem textul. Ce reprezintă această inițiativă din punct de vedere formei Conținutul nu este nimic nou în ceea ce a declarat domnul Pluhotniuc deoarece acest subiect este discutat de mai mult timp deja. Da, nu este în premier. Mai multe erau versiuni, care minister va fi cu care comasat sau lichidat, etc., etc. Deci, prin această metodă, printre altele, se încerca de a face și unele presiuni asupra colegilor, hai să spunem așa, cum se numesc, pe coaliție, în cadrul Ui. coaliției. Deci, ba, un minister care este ocupat nu de democrați va fi lichidat, ba, comasat, dar poate va fi păstrat. Deci, nu este atât de important cifra, chiar și cei ce ieri au fost, deci, expuse de către domnul Plohotniuc, 6, 7 sau 5. ministerii, 3 sau 4 sau doi vicepriminiștri. Este mai important deci în orice caz așa, din punct de vedere atât și juridic. Eu destul de sceptic sunt față de această reformă. De ce? Da. În primul rând, orice reformare a structurii guvernului, a, evident atunci și componența guvernului, necesite ca, ca să fie urmată de către Demisia guvernului actual, uh -huh. în formula aceasta vedeți, evident, a fost acordat uh, votul de încredere, uh, deci alte structuri, alte componențe, deci programa respectiv trebuie să fie schimbată, înseamnă că toate procedurile trebuie să fie pornite din nou, Anomie va fi prezentată proiect de lege, uh -huh. după, în caz dacă va fi adoptată această structură nouă, guvernul urmează să depună demisia și, deci, începem procedura Este formării... gata Filip să demisioneze? Începem procedura formării noului guvern. În caz contrar, asta va fi o bătaie de joc, deci, de nouă față de lege, față de Constituție, consider uh -huh. eu. Deci, dar după esență, care minister, ce este mai oportun, mai rezonabil, etc., etc., eu cred că, într-adevăr, are rost să discutăm după ce va fi uh -huh. acest text, această componență. Totuși, încă o dată repet, este vorba în popor că, spun că, nu trebuie de schimbat mobilă sau decorație. cadre trebuie de schimbat. Uh -huh. Guvernarea trebuie de schimbat. Asta este mai important. Asta așteaptă poporul nostru, deoarece chiar și ultimele zondaje și cele care au fost la începutul anului, cei care au fost anul trecut, toate uh -huh. aceste zondaje demonstrau și demonstrează că majoritatea absolută a cetățenilor consideră că a, țara merge în direcție, într-o direcție greșită, nivelul de încredere față de structurile de stat, în, inclusiv și față de guvern, inclusiv și actualmente și față de parlament, deci este foarte și foarte scăzut. Asta înseamnă că este o criză totală a, a încrederii față de structurile de stat. Și orice reformă, în cazul dat, n-a schimbat nimic. Lucrurile totuși, cu regret, vor fi în, vor fi executate în aceeași, în aceeași direcție. Da, încă o dată repet, vor fi unele încercări, nu știu, domnul uh -huh. Gimpu, un gener, deja au declarat odată și zici că da, nu, eu cred că a mei în genere mai mult nu, nici nu ori intra nu în noului guvern, deoarece ce înseamnă asta? Numai l-am plantat în sensul ministru ca un, ca un copac, da? Deci el nici nu a crescut, nici nu a adus roada, dar de îl tăiem. Asta este realitatea noastră actuală. Uh -huh. Unii analiști politici vorbesc că se fac presiune asupra Peleului în felul acesta, ca să scape de ministrii din PL. De acolo, coaliția. deja, acolo în coaliție de se discută. Dacă numărăm, rămas doamna Fusu și. Domnul dice... Mânteanu. Domnul nu mai este, Valeriu Munteanu. Munteanu și domnul viceprim-ministru. Da. Deci, Brega. Atât. Cu asta. Deja, iată, iată uh -huh. este cei ce se numește fiască totală a Partidului Liberal și pe acest domeniu. Asta înseamnă că uh, acest partid a fost uh, îndușit în, în, în uh, brațele prietenilor uh, uh -huh. da din de propriile coaliție, greșeli de și din propriile greșeli tot au, uh, au dinvățat lecții. Nu, știți, uh, poporul uh, vede foarte bine a cui greșeli, cine conduce cu acest haos Că este o metodă veche și cunoscută. Deci, haos foarte bine condus și organizat. Deodată se creează haos, dar după scenariu foarte bine determinat și după ea mai simplu de, de condus. Și în caz de ceva de aruncat, iată, ca este, a este, a este vinovat, personal, deci, uneori chiar, uneori chiar, ei, uitați-vă, noi l-am jertuit pe acel care este a nostru. Dar despre ce a nostru, da, ani întreși se cunoștea că nu-i curat nici la mână, nici la suflet, nici la gânduri într-o emisiune televizată s-a vorbit de faptul că atâtea lamentări au fost în cazul celor miniștri sau persoane reținute din alte partide, dar noi am tăcut spuneau cei din PD, noi am tăcut atunci când era vorba de ai noștri da, asta așa doar partajarea aceasta asta e practica alianțelor de până acum și 1 și 2 da, 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 permanent se partajau dar înseamnă că acum au ajuns la un element de conflict de nu. nu, e mai simplu. Nu, ca să nu se renunțe simplu, la partajare. Toate valizele sau portofele, ia cătăiesc, deci nu trebuie departajat, partajat, tot în mâinile a noștrilor, a, așa în cum cazul dispun... în care va fi așa cum își propune am Asta înțeles, e. își propune PD-ul. La tema dacă Filip va da demisia sau nu, în formula în care dumneavoastră ziceți că ar fi una ideală, la sfârșitul lunii aprilie în 2016, premierul spunea la cele 100 de zile de activitate a guvernului că cea mai profundă și ambițioasă reformă a administrației publice locale centrale, care a, făcut vreodată, a văzut și a făcut vreodată în Republica Moldova, guvernul o va realiza. Înseamnă că nu are de gând să plece. Se va face în formula. Uh, deci, eu încă o dată repet. Din punct de vedere a cerințelor Constituției Republicii Moldova, din punct de vedere legii, dacă dumneavoastră de vorbesc despre ce că în capul misiei trebuie să fie legea. Totuși, în cazul dat, dacă este vorba de o reformă cardinală, numai decât și primul pas care trebuie să fie făcut după adoptarea legii este dimisia guvernului. Uh -huh. Încă o dată, repet acordarea încrederii a fost alte structuri, alte componenții, alte programe. Dar în cazul acesta, iarăși o idee care se vehiculează mai des, nu se vede că un prim-ministru s-ar putea instaura Vlad Plahotniuc? Nu, în primul rând, nu că s-a instaurat sau nu, vă zic că problema constă între ce că conform Constituției, iarăși, deci dreptul de a înainta candidatură, prim-ministrul aparține domnului președinte Dodon. Republica Moldova. <gură> și dumneavoastră lui nu a, a declarat că nici într-un caz nu va fi propus și nu numai este vorba de Plohotniuc. Mai departe, Apropo, lăsăm trei puncte. Da, am înțeles. Apropo, președintele Igor Dodon s-a a, -a arătat sceptic vis-a-vis -vis de această reformă și a spus, citez, declarațiile acestei guvernări trebuie tratate cu mari rezerve. La fel trebuie să tratăm și inițiativa anunțată. În general, consider că trebuie reformat nu doar guvernul, ci întreaga guvernare eurounionistă. Asta e. Asta e și de aceeași opinie, părerea majoritatea absolută populației. Eu de aici am început. Asta e opinia populației. Și domnul Dodon, nu întâmplător a fost ales de către această majoritate a cetățenilor Republicii Moldova. Și nu va fi nicio constrângere în care să, să iau o altă decizie, în cazul în care se va... Da. Nu. Dacă vorbim despre reformă și fostul șef al Cancelarii de Stat, Palihovici, într-un interviu a spus că din 2016 a fost adoptată o strategie de reformă a administrației publice și vorbesc despre strategie privind reforma administrației publice 2016-2020. Și documentul de politici este un rezultat al recomandărilor analizelor funcționale făcute de rezultatul proiectului SIGMA și care Republica Moldova a finanțat de Uniunea Europeană și Republica Moldova și-a luat angajamentul ca să realizeze această reformă. asta este un răspuns la <coughs> întrebarea, dar de ce au apărut ideea acestei reforme uh -huh. și de ce acum s-au pornit cu declarații uh -huh. și cu... Deoarece obligațiunile și-au asumat, banii I -au luat parțial și i -au deja le-au primit. Pentru ce au cheltuit? Nu știu pentru a lichida ministerie, nu, nu, trebuie așa de mult bani. Ai semnat uh -huh. deci, propunerea inițiativa legislativă, vă zic că vine în guvern, în uh, parlament după aprobarea la ședința de guvern și atât. Da, clar că vor fi reduceri, vor fi cheltuieli suplimentare, evident. Deoarece oamenii trebuie să fie disponibilizați, mă rog, sunt niște chestiuni, inclusiv juridice, și uh, cheltuieli financiare. Dar, Doamna Pălihović, a spus despre care sumă este? Domnul Pălihović a vorbit. Deci nu. zeci de milioane de euro. Zeci de milioane de euro. La noi în țară, știți, deja oameni, nu știu dacă e bine sau nu, deja s-au deprins că, uitați, vă la asta se aruncă 50 de milioane, la ce 60, la ce 100 de milioane de euro. Parcă este vorba de, de, de niște bănuți. Ca un exemplu, clasic. Reforma sistemul justiției și, în special, uh -huh. reforma Procuratoriei. 60 de milioane de euro uh. pentru tot complex de măsuri, începând de la studii de fezabilitate, elaborarea proiectelor, coffee break, etc., seminarii, etc., etc., etc. Ce, în sfârșit, noi avem? Ce fel de reformă? Procuratura se ocupă, la comandă, cu ce ce este în interesul guvernării. Cu regret, eu nu spun că totalmente sunt unele, hai să spunem, crime, dacă noi vorbim de uh -huh. ancheta, care într-adevăr, vă zic, că din, din viață și fie o guvernare sau alta, tot nu vor fi și jafuri, și omoruri, și violuri, cu regret. Asta e societatea. Deci, dar, eu vorbesc de niște dosare la comandă. Iată, noi acum suntem în așteptare prezentării raportului Procuraturii uh -huh. în Parlament. Să vedem ce vor da, Eu aici. nu exclu posibil că săptămână viitoare sau peste o săptămână va fi această prezentare și, în orice caz, fracțiunea noastră se pregătește foarte bine pentru această prezentare a raportului, deoarece sunt mai multe întrebări. Chiar din punct de vedere respectării dreptului omului, eu vă spun că președintele Comisiei pentru Drepturile Omului și relațiile interietnice. Uh -huh. Sunt mai multe dosare cu care se ocupă procuratura pe cazuri excepționale sau speciale, din denumirea acolo destul de lungă, dar esența cu niște flacuri din cauza că un ficior a cuiva de divinitari care nu provine din, din guvernarea. Mm -hmm. nu, a, cu asta trebuie să ocupe Procuratura? Ei, mă rog, tema, da, tema, e, tema care -te poate da. nu este astăzi subiectul, dar eu pur și simplu ca un exemplu v-am adus. Că în principiu, noi am avut mai multe reforme și a Procuraturii și a sistemului justiției. Deci, în sfârșit, în sfârșit, ce-am ce făcut așa cum ar fi Am lichidat instanțele de le-am departat de la cetățean, de la cetățean, okay. și acum vine un timp oricare, când cel de la Teleniești, în săran, va fi nevoie ca el să plece până la Orhei, sau cel de la Cantemir, până la Hâncești, sau până la Cahul, e bine, că, dacă încă până la Cahul, dar cel de la Liova, unde el se duc. Deoarece nu vor fi instanțele de judicate. Iată rezultatul reformei. Această reformă, din declarațiile făcute ieri, totuși se vede că PD-ul este pus serios pe treabă și se va face aceasta începând cu săptămâna viitoare. Se va pune accente pe această reformă a administrației centrale. Și ceea ce se vorbește, deja se spune despre calitatea persoanelor angajate în guvern, despre comasarea aceasta, dar care după părerea unor analiști politici și a unor foști lucrători în guvern, este preaglomerată totuși. Acum și eu am să spun, dau citire cele denumiri de ministere care vor fi. Și un alt, un alt aspect neclar în ceea ce s-a spus este și faptul că se mizează pe uh, lichidarea multitudinii de agenții și crearea unora care vor avea mai, mult, uh, mai multă putere de a decide și vor fi mai complexe. Aici, la acest, dacă le luăm pe pe părți. Vreau să dau citire aici. 9. No, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Apărării, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, ceea ce e ce foarte straniu, Ministerul Sănătății și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Nu da. sunt prea aglomerate unele dintre da. ele. Și faptul că Chiar ultimul, sportul, chiar ultimul minister... Sportul... Noi bă, suntem o țară ceva agrară. E, ceva e interesat, da. Țara agrară. Noi trebuie să dezvoltăm agricultură, agroindustrie. În același timp acolo este vorba de infrastructură, da? Dacă nu mă înșel. Dar Ce înseamnă infrastructură? Deci, și dezvoltarea Dezvoltare regională. Dezvoltarea regională. înseamnă că construcția drumurilor, asta înseamnă că apeductii, etc., etc., ecologia tot acolo la Ministerul Agriculturii. Da, eu înțeleg că utilizarea herbicidilor sau, mă rog, chimicatelor afectează ecologia, dar asta nu înseamnă că cel care a utilizat, cel și a exercita controlul ecologic asupra acestui proces. Iată, ca un exemplu clasic. Da, ultimul, în agricultură, în și mediu. Pur simplu niște deci, dinumiri care vorbesc despre ce că este o comasare pur mecanică. Pur mecanică. Eu odată, nu știu -mi minte la care emisiune, deja am spus că dacă luăm un, un și un arici, le combinăm și în rezultat să primi jumătate de metru de sărmă ghimboasă și nu mai mult. Da, dar sunt domenii la care Republica Moldova ar trebui să pună accent, dar nu să le combine și să facă din el un vinegret. De exemplu, nu se vede unde este turismul, că tot ne-am laudat, că vrem nu, să ne Turismul. turismul, hai bine, sportul, turismul poate, fi, turismul poate fi așa o, agenție, cum -o, fost, bine, o agenție, un birou național Asta de turism. Serviciul, okay. prin altele, piața aceasta este acum, practic, majoritatea sunt firmele private, private. Deci, în principiu, Ministerul deci, trebuie să se ocupe cu politici în domeniul respectiv. Doar cu politici. Acordarea serviciilor este treaba sau agențiilor, sau dacă domeniul este destul de bine dezvoltat de punct de vedere business-ului mic sau mijlociu, înseamnă că vor fi serviciile deci, care vor fi prezentate din partea celor privați. Altceva, că mai există așa-numită agenție uh, antimonopol sau uh -huh. uh, deci... Care, care, iarăși se utilizează în acest domeniu. Acum nu vreau să vorbesc despre acest caz, să vedea, așteptăm încă niște răspunsuri, dar niște întâlnări. Cred că atunci când vom audia procuratorul general, vom pune și întrebarea aceasta. De deci, ce și agenția respectivă, deci și procurorii sunt utilizate contra businesselor care cineva dorește pur și simplu să le priei. Dar noi avem exemplu câtorva agenții care au fost investiți foarte mulți bani în ele și acum nu le prea auzim eficiența acestora. Să nu se întâmple și cu celelalte agenții la fel care vor fi nu, iată încă o întrebare la care noi trebuie să primim un răspuns. Eu nu știu dacă în acest proiect de lege, care, mă rog, așteptăm, va fi, deja pentru noi nu este o surpriză când peste o noapte, dimineața, deci președinte Parlamentului ne pune la curent că uitați-vă, iată că astăzi noi trebuie să examinăm cu tare, cu tare, cu tare proiect de lege, care nici nu a fost discutat în comisie. Nici nu există raportul comisiei de bază. Cineva iese la tribună deci, și, și raportează ceea ce încă nici nu a fost discutat la guvern. Iba. Așa, la noi s-a întâmplat cu comasarea celor agenții, cadastru, da. deci etc. Care până acum încă nu e clar dacă care va fi soarta de mai departe a acestor agenții. Și acum este adoptat, examinat în Parlament un proiect de lege care, de fapt, nu e în considerație faptul că cințiile deja sunt comasate, uh -huh. dar legea adoptată în guvern ulterior, după ce în Parlament deja a fost adoptat. Iată de ce vă spun, este, este un haos total. Niște aberații care nu se leagă una cu alta. Nu, nu ah. Nu dovdeschi. Viteza e prea mare, dar viteza prea mare că trebuie de raportat de celor care finanțează. Totuși vă sunt constrăși asta de Uniunea Europeană. Iată, iată procentul de executare a obligațiunilor noastre față de UE crește cu zi... Dar, dar, aici, domnul Țurcan, probabil de toate substraturile politice ale dincolo de aceste substraturi politice ale reformei guvernului propuse de PD, cel mai important este partea tehnică, cum ziceți dumneavoastră, cum asta se va întâmpla, cine va sta la... Uh, Într-o emisiune televizată ieri uh, s-a vorbit la un post de televiziune a partidului, știm noi, s-a vorbit că PD-ul așteaptă listele candidaților de la celelalte partide care ar putea face față criteriilor selectării candidaților la ministere și se va pune accent pe profesionalism. Aici, cum vedeți, această deschidere este aparent sinceră sau iarăși sunt niște declarații și se va face așa cum le va place? Știți, la Rușă este așa un proverb, nu proverb, dar o vorbă interesantă, ci că Uh, Bratskaya Magila. Uh, noi ceva am făcut, acum haideți veniți, veniți, uh, apolitici, așa numiți apolitici, uh -huh. care cu mâna uh, dreaptă ori contrasemna jurământul, dar cu mâna stângă ori, uh, deci, uh, ori scrie cererile de de a, de a intra în Partidul Democrat. Eu nu cred în aceste uh, variante așa numite, că va fi uh, constituit un guvern tehnocrat, etc. Uh -huh. etc. Nu s-a întâmplat atunci și acum, mai bine spus, când, de fapt, tot este sub control strict, dur, din partea unor persoane din Partidul Democrat. Dar cum credeți, sau um, au preluat modelul din care țări? Pentru că în Europa. Chiar interesant, iată povesti povestii, uh, cei autori acestui proiect de lege. Și iarăși numi. iată, în țară cu tare, uh -huh. așa este o practică, în țară cu tare este așa un minister. Haideți să ne uităm ce noi avem aici la noi în țară. Și care sunt problemele de, noastre cele da, mai stringente. Stringente Deci țară. cum trebuie de rezolvat? Ce fel de politici trebuie să fie elaborate și implementate? Dar nu să ne uităm care noi sunt la, la puțin... grădina lui Ion, vă zic, că ce crește la dânsul. Da. Uh, pentru că, dacă să vorbim de Suedie, care mereu ne asistă la mm -hmm. foarte multe elaborări de proiecte și uh, finanțate fiind de Suedia, uh, în Suedia sunt uh, mai puține ministere, dar sunt foarte multe, 80-90 de birouri centrale și agenții care au putere decizională și sunt delegate de către guvern. Și mai sunt și niște uh, comisii uh, care funcționează pe districte. Aceste comisii la fel, au competențe clare și formulează și ei propuneri de proiecte de lege. Dacă va fi această parte tehnică corect implementată la noi, dar avem exemplele de care ați spus, în reforme și... Da, plus la, plus la ceea ce am spus, noi deja am vorbit noi deja, deci trebuie de menționat încă un moment foarte important. Administrația publică locală Asta vrem în, să întreb. Ce se va întâmpla după reforma asta, administrației centrale? Deci, în Suedia, într-adevăr, este autonomă. Da. Într-adevăr, este finanțată, deci, însăși de și reșind din activitatea de activitatea dumnealor. Deci, ei încearcă, într-adevăr, cu, cu bunăvoință. Eu o cunosc pe doamna ambasadorul Suediei foarte bine. Deci, concurem cu această ambasadă pe un proiect foarte important. Din punct de vedere deci stabilității politice în țară, este vorba de armonizarea legislației Republicii Moldova cu cea a autonomiei Gagauziei. Uh -huh. Și până ziua de azi, noi, un grup de lucru care au fost uh -huh. constituit, platforma așa numită, Parlamentul Republicii Moldova și reprezentanții Adunării Populare gagauzii, Am fost în deplasări în diferite țări. Am studiat practica deci activității acestor autonomii speciale, cu statut special. Uh -huh. Parcă toți ne-am înțeles, da, iată asta se poate de implementat al doi Moldova. Sunt elaborate trei proiecte de legi, deja. Uh, am ajuns la concluzie că aceste proiecte trebuie să fie înaintate din partea adunării populare Gagauzii. Ca, mă rog, să fie uh -huh. uh, la maximum încrederea unul în altul. Și, iată, deja, șapte luni, dacă mă proiecte cele stă în Parlament, au fost examinate de toate comisiile, dar până acum nu sunt prezentate din considerente pur politice relațiilor, reglărilor de conturi care au fost în cadrul coaliției, n-au permis că acest proiect care este finanțat de către Guvernul Suediei nu este până acum, cu regret, realizat, măcar parțial. Măcar ceea ce este absolut nesemnificativ. Nu este așa de, de, chiar de global ceva, radical. Poți unele corectări a legislației Republicii Moldova, reșind din legea cu privire la statutul special al Găguzii. Și asta nu s-a făcut. Mm -hmm. Dar, știți, nu pot să nu vă întreb pentru că dumneavoastră ați avut o experiență mare în viață și um, structurile, cei ce am vorbit acum despre preluăm lucruri bune, dar nu uităm și de cei ce a fost bun și să nu tăiem creanga definitiv, dar să ne mai uităm și în istorie. Uh, guvernele noastre de până acum au fost uh, pe timpuri, să zicem, Sturza, Ciubuc, uh, Muravski, cine au fost, Zinaida Greceană, Tarlev, uh, toți care au fost până acum. Da, da, da. Uh, uh, N-am fi putut să luăm niște exemple ce au fost acolo, de ce noi atât de tare acum? Au fost Pentru mai că... multe încercări. Pri de altele, dacă noi vorbim despre ideea Guvernului Tehnocrat. Da. Un exemplu clasic acestui Guvern este, în istoria Republicii Moldova, istoria Moldovei Independente, este Guvernul Grecean. Uh -huh. Practic, eu nici nu țin minte cine din ministre. O fost membru a Partidului Comuniștilor. Uh -huh. Prideau. Da. Da. Practic, toți erau, într-adevăr. Selectați după criteriul profesionaliști, da. Deci, competenți. În domeniul și, pe care îl țineau. Da, în tocmai. Și patrioții Republicii Moldova. Iată, trei criterii, în opinia mea, care trebuie să fie, deci cerute, solicitate și aplicate, față de candidat la ministru Cutare sau prim-ministru, etc., etc. Trei numai. Și a funcționat atunci foarte bine. Și atunci nu înțeleg, se împotmolesc singuri în propriile greșeli. Este că tot coaliția de guvernare a adus sistemul la ceea ce este acum, că el este partajat politic și practic în funcții. Sunt oameni care nu înțeleg despre ce este vorba în ministerul acesta și tot ei acum vor să-l schimbe, vor să-l reformeze. Eu, deja este o, mai mult o forță glume și și când Ministerul Apărării sau Transportului deci, a, fost condus de către Zăutecian. Sau... Și asta în ultimii 8 deci, 9 ani deci, Ministerul Până Învățământului acum... actualmente este condus de persoana care ideea nu are ce înseamnă învățământ. Niciodată în viața ei nu a condus nici cu o școală, nici cu dirigente a unui clas, etc. etc. Despre care profesionalism noi putem să vorbim în cazul dat. Dar nu prea multe și ea guvernarea pe spatele său, și în ultimul timp nu prea multe se vor întâmpla în Republica Moldova. Trecem așa de la. se propune și reforma guvernului și reforma sistemului electoral. Asta nu prea tare bulversează până la urmă problemele esențiale în țară, sunt altele și ele rămân. Evident, evident și eu în acest context vreau să spun încă o dată că cetățeanul nostru este foarte înțelept. Dumnealui vede foarte bine ce se întâmplă în țară și sunt sigur că fie legile anticipate, fie legile ordinare, dar această guvernare va fi taxată, va fi numai decât trasă la răspundere. Prin votul acestor cetățeni tot ce se întâmplă și ei fac acum niște mișcări de reformare s-a întâmplat în decursul acestor 8 ani. Reformarea. Noi, cuvântul este reformare, deja e de, el îi dea mai rosca da... ca pantalonii la, la un țăran care se armană al, al pantalonii și nu are. Până la urmă, nu se știe, după reforma administrației centrale, va urma reforma administrației publice locale sau nu și asta va fi următorul pas sau nu? Om vedea. Poate peste o noapte, peste două, o vedem. Dar, în orice caz, săptămâna viitoare, eu, așa după cum înțeleg, săptămâna asta, ședință guvernul nu o să aibă loc. Uh -huh. Înseamnă că proiect care trebuie să fie numai de către trecut, prin avizul guvernului, prin aprobarea de către guvern, deci nu este în agenda. Posibil că săptămâna viitoare o vedem. O Uh, și dacă tot vorbim de niște schimbări uh, la care unii s-au arătat foarte nemulțumiți, este vorba de uh, sistemul uninominal, sistemul mixt care a fost votat uh, și delegația Comisiei de la Veneția care s-a aflat și se află în Republica Moldova uh, și dumneavoastră ați fost parte în discuție la. Uh, și ați ieșit chiar cu de, declarații. Spuneți-ne ce ați discutat și care au fost punctele forte pe care le-ați pus în fața cei de în delegații. Nu, în primul rând, haideți să, să începem de la faptul că vizita Comisiei de la Veneție este, dintr-o parte, vizită de lucru. În același timp este o vizită, hai să spunem așa, de urgență extraordinară. Uh -huh. Deoarece într-așa viteză de urgență, Partidul Democrat înțelegând foarte bine că ratingul ul spunem așa și uh, potențialul acestui partid deja este ipuizat și trebuie ceva de făcut. Așa cum noi am vorbit, uh -huh. trebuie ceva de reformat. De, de reformat. de reformat. Iată de ce, Da, metode sunt foarte clare, nu trebuie aici mare secret noi să facem din aceste metode, deoarece anume prin așa metode au fost formată, reformată guvernarea sau majoritatea parlamentară, prin așa metode au fost schimbate mai mulți președinți de raioane, deci mai mulți deputați au trecut de, la o fracțiune chiar cu echipe întregi, nu unul, doi, dar câte 14 și așa mai departe. Deci, metoda aceasta, a fost aprobată deja, testată în Gagauzia, deci și ale, la legile precedente și uh, actuale, unde printre altele, sistema uninominală, într-adevăr, funcționează uh -huh. din punct de vedere că această sistemă este aplicată uh, când este vorba de alegerea adunării populare în Găgauzie. dar haideți să spunem așa, astea, sunt alegerile lo uh -huh. deci, locale. Deci implică locale. cu totul alte... Deci, totuși, a fost propus acest proiect cu așa-numit uninominal. Dacă întrebi pe un cetățean ce înseamnă proporțional sau majoritar, prin altele unele sondaje, așa-și pun, sunteți pentru proporțional sau pentru majoritar? Uh -huh. Și pun bifa sau răspuns acolo unde cel care întreabă, acolo își pune. Dar. De unii s-au depins de... și înțeleg fără bine că unii nominal. Și atât, deci s-a băgat așa o idee că unii nominal se înseamnă că, da, că tu, la titea... personal, alegi un deputat. Asta am vrut să spun. Pentru un... că la atâtea posturi de televiziune într s-a trâmbițat niște lucruri. Este un fals lucruri. și un fars în condițiile când deci, hai așa spunem, sistema politică a statului nu funcționează. În condițiile cât gradul de democrație nu este cel care este necesar. În condițiile când deci, structurile de forță sunt concentrate în mâna unui partid, în mâna unor conducători acestui partid. Evident că și eu deja nu vorbesc de resursele financiare, uh -huh. financiare, mass media, etc. În aceste condiții, evident că a, deci de a manipula cu cei care vor fi unii nominali, cei 101, cum s-a propus în acest proiect, este foarte și foarte deci, posibil. De ce noi considerăm și considerăm. Partidul Socialiștilor, că introducerea acestui sistem este un pericol pentru statalitatea. Deoarece sistemul electoral nu este vorba că acest sistem nu e bun sau cel care noi am propus el deci mai bun sau mai puțin bun. Asta este un mecanism de formare a, a puterii de stat și în condițiile că în acest mecanism este vicios, evident că apare pericol pentru stat pentru stat. Noi am așteptat, am așteptat, am făcut o pauză, am criticat dur uh -huh. a, acest a, proiect unilominal. Unii din primii am declarat că el, a, acest proiect este inacceptabil și din punct de vedere oportunității politice, deoarece partidele politice, practic, sunt excluse din acest proces. Uh -huh. Partidele Sistema politică va fi distrusă pur și simplu prin implementarea acestui uh, proiect. Mai sunt și problemele pur uh, constituționalității. Uh, deci sunt calcate și drepturile cetățenilor. Uh -huh, vorbim despre egali. Transnistria. Da, deci parlamentul nu va fi unul reprezentativ, deoarece uh -huh. cei din Transnistria prin acest proiect în genere sunt excluși din acest proiect, uh -huh. proces electoral. Nu este nicio claritate de ce și cum o face cu cetățenii noștri care Plecați sunt în străinătate, de, da. uh -huh, diaspora. Da. Deci, nu se știe cum vor Nu vorbesc despre ideea aceasta năstrușnică care este soluște revocare revocarea deputatului. deputatului. nu Nu, nu, într-adevăr... Contravine Constituției. într, într contravine Constituție. Iată de ce noi dur am criticat. Dar când am văzut că, paralel cu uh, o companie agresivă de promovare acestui proiect, <coughs> deci tot așa agresiv, este formată majoritatea parlamentară uh -huh. și doar noi cunoaștem toți foarte bine că în același președinte Parlamentul au declarat. Noi deja avem majoritatea necesară pentru a vota, a vota acest proiect, uh -huh. dar așteptăm avizul Comisiei de la Veneția, Așa a spus Dumnealui. Da. După ce noi, pentru a stopa acest proces negativ pentru țară, am propus ca o alternativă, nu ca un compromis sau un consens. Alternativă care prevede foarte clar, uh -huh. ok, pentru a păstra sistemul politic, 51 de deputați vor fi aleși pe sistema veche, pe listele partidelor, restul 50 de deputați vor fi pe unii nominale. Dar aceste să nominale trebuie să fie, fie prevăzute uh -huh. foarte clar. Să fie o, co o cotă pentru Găgăuze, eu chiar, cei ce încă nu au fost, uh -huh. dar eu pregătesc amendamentul, eu consider, posibil că și pentru Taraclie, unde uh -huh. compact locuiesc cetățenii de o naționalitate. Uh -huh. Eu deja vorbesc ca președinte din Comisie da, de la înțeleg, da. și Inclusiv. Eu deja nu vorbesc despre Transnistria. Trebuie să fie garantat pentru dumnealor un număr de fotolii de deputat și evident că cei care se află peste hotare. Dar trebuie de introdus un criteriu nou. Cum de format aceste circunscripții extranaționale, dacă noi vorbim despre străinătate, sau naționale, dacă noi vorbim de, despre deci Gagauzia, despre Transnistria. Iată, iată, acest proiect de lege care noi l-am propus în linii generale conține anume aceste prevederi. Uh -huh. Și clar că se diferă cardinal de la cel care au propus democrație. Da, domnul Zurcan, nu vă pare suspect, pentru că foarte mult s-au întrebat în ziua când a apărut acest proiect de lege discutat în Parlament, că nu a fost cu o zi înainte nici pic de vorbă că el va fi discutat în Parlament. Chestia asta nu a dus un pic oamenii iarăși la discuții nu, evident, noi l-am înaintat. Printre altele, acest proiect de lege. Nu încă, apropo, încă, încă un moment. va, discuta în un, un moment. Acest proiect trebuie să și din deci, programul Partidului Socialiștilor. Da, asta s-a Acolo, spus. foarte clar, privăzut că se. Ca scopul se pune trecerea la acest sistem care permite și cetățeanului să aleagă, deci în circumscripțiile unionale, dar și partidilor se concurează. Acum, ziua de vinări. Nu e la mână, e la mână înregistrat, special, pentru ca să fie clar pentru democrați. Uitați-vă, noi avem varianta noastră care este una mai flexibilă, mai poate fi mai acceptabilă de către populație. Da, dar varianta aceasta nu a fost Și atât gen, de popularizată cum este varianta unui nominalului. Evident, evident aici e iarăși problema mass media, etc., etc. Acolo s-a pornit o companie extraordinară nu știu cine o finanțat -o, de fapt, o umblat, PSRM o pe nu a simțit, cedeții. PSRM nu a simțit că este atât de um, promovată și atât de um, pe toate pârghiile, pe toate pârghiile de comunicare cu societatea, PD-ul și a promovat sistemul său uninominal, nu a simțit din timp că a rămas la restanțier la etapa comunicării? Nu, în primul rând, eu vreau să vă spun că noi n-am stat cu mâinile I-ați spus, a pus întrebări. Cât a fost discutat mix, sistemul mixt? Unde a fost discutați? Da, da. S-a pus întrebarea și noi am spus că cel unui într-adevăr, a fost discutat în Parlament. Au fost trei sau patru runde de, de discuții. societatea civilă. de altele, cel mai interesant, că într-adevăr, a fost o discuție foarte dură, aprinsă și sinceră uh -huh. și obiectivă la discuția care a fost organizată de către Fondul German Ebert. Uh -huh. da. A fost o discuție foarte interesantă. Foarte interesantă și acolo s a vorbit. Da, un nominal totuși nu este binevinit prin Moldova. Reprezentatorul la mixt, haideți să ne gândem să ne gândim cum, care proporții, etc. etc. Au fost și așa voce și noi am expus și acolo poziția aceasta la moment când încă nu era acest proiect. Uh -huh. Dar văzând că este pericul real de a adopta acest proiect de lege, noi am propus al nostru. Uh -huh. deci, Ce s-a ea... întâmplat mai departe? Uh -huh. Știind foarte bine că Comisia de, Vene de la Veneția a primit, clar că primul, dar și noi l-am înaintat spre realizare, uh -huh. Și am fost anunțat că vine Comisia de la Veneție, urgent, până la sosirea Comisiei, urgent, a fost propus vineri votarea. Asta a fost motivul, ca așa, de urgent, Eu sunt sigur că asta a fost. Doar motivul. legat de. Pentru Comisia a de la demonstra, Bineție. faceți ce doriți, dar noi avem voturi necesare. Iată de ce noi am fost nevoiți să cităm o pauză. lamentat am pe președintele Parlamentului la ședința fracțiunii și am pus condiție. Sau va fi paralel discutat și proiectul nostru, atunci nu vom expune poziția noastră față de proiectul a vostru, dar voi expuneți față de a noastră. Nici o problemă. Iată așa o competiție și după aceea vedem la ce noi o să ieșim. Ei au fost nevoiți să accepte. De ce eu uh, am folosit acest cuvânt nevoiți? nevoiți? Deoarece nu am spus, în caz dacă nu, nu e părăsim sală. Și vor avea loc uh, proteste masive. Da, și s începe proteste Și de credeți că pe din cauza aceasta s-a speriat și sunt a sigur acceptat? Că da. Sunt sigur că da. Deoarece, printre altele, cel mai interesant, comuniștii nici n-au fost la ședință în ziua aceasta. Înseamnă că ei știau despre acest lucru. Că va fi pus în discuție vineri? Da. Uh -huh. Eu sunt sigur, deoarece nici un reprezentant a acestei fracțiuni n-a fost în sală de la în momentul discuției. Dar ei vehement ședință. erau împotriva lor. De ce erau împotriva și în același timp N-au venit toți, deci total, se vede total un, tot, o, altă legătură dintre PCRM și PD? S-au îmbolnăvit, sau au, -au îndeplasat, în nu știu ce s înbat, nimeni nu a fost. Nimeni nu a fost. Interesant, a știut, domnilor pe au, domnilor au acceptat această propunere și s-au început discuții. Iată, în cadrul acestor discuții, noi și am, încă o dată, am adus toate argumente față de acest proiect uninominal. În același timp, am adus toate argumentele pentru acest proiect care a fost înaintat de către Partidul Socialiștilor, sistem mixt, care, cardinal, se referă de la acest uninominal. <sus> Anume, aceste argumente noi le-am adus membrilor Comisiei de la Veneție, în frunte cu secretarul general, Thomas Market, care, cu care noi ieri am avut discuțiile. Deci, care va fi concluzia Comisiei? Concluzia va avea loc în iunie, da? Va fi da, excusă. luna iunie, 15, 16, 17 iunie, o cum să credeți, aibă loc ședința? În, urma, în urma discuțiilor și în urma, probabil s a văzut reacțiile sau ceva totuși, ceva concluzii la comisie? De la prima ce, într-adevăr, s-au văzut, eu vă spun, cum spune, opinia mea pur personală. Mm -hmm. Poate nu prea este frumos să-i spun, așa nu Că e, destul de sceptic să în față de acest proiect unionominal. Unionominal, în special. Ce chiar dacă de... s-au prezentat toate cele liste, toate mapele, da. ce ține de acest proiect. Organizat... Mixt? Ce de acest atâtea dezbateri? Au fost puse niște întrebări de lucru, uh -huh. chiar niște idei, niște sugestii. ce deci eu, în cadrul ședinții, întreviderii, chiar am rugat pe dumnealor. Dumneavoastră sunteți cei care sunteți cei mai antrenați în practicile bune electorale. Uh -huh aveți experiență extraordinară. Deci, și noi vă rugăm foarte mult, analizând și situația politică în Moldova, totodată aspectele juridice și tehnice, să propuneți idei care noi vă asigurăm că luăm numai decât luăm la în considerație. În cazul dat, eu consider, în condițiile, noi uneori știți, la avizul Comisiei de Veneție, la noi în Moldova, este așa o practică mi place, ok. Asta avizul Comisiei de Adveniență. Nu-mi place, asta e recomandare. Pot să, să o trec, așa, cu uh -huh. videre, nu? Așa, atât. Eu consider că, în cazul dat, acest aviz trebuie să fie numai decât luat în considerație și pus în baza deciziei finale a Parlamentului. Uh -huh. De exemplu, din nou, a spus, noi considerăm. Că totuși Comisia Electorală Centrală, care s-a ocupat cu formarea acestor circumscripții, să aibă un mecanism foarte clar și bine determinat în lege, dar nu în regulamentul care dumnealor însăși vor uh -huh. aproba. O idee, îmi pare că foarte bine dintr-o parte tehnică, dar totuși este foarte importantă și, în opinia mea, Trebuie să fie, într-adevăr, corectat această prevedere în uh, uh -huh. varianta legii care au. Până opinia no, dumneavoastră, totuși. Uh... Iată de ce e Iată de ce. În sfârșit, dânșii au fost nevoiți să accepte că proiectul Partidului Socialistilor să fie luat ca bază. Doar așa sunt procedurile uh -huh. regulamentului Parlamentului. <coughs> Se discută, de exemplu, două-trei proiecte care au. Deci același subiect. Uh -huh. Cod electoral, modificarea codului electoral. După ce, de emisiuni, după ce să după ce După deci trebuie să fie adoptată o decizie, comasarea și unul trebuie să fie ca bază luat Restul, deci, ca alternativă... Deci, în 2018 putem să avem uh, un sistem mixt. În, dumneavoastră, ce părere aveți? și didem, de, cum Eu, a, cum eu a declarat nu exclud varianta aceasta. Ei nu renunță aceasta. la unii nominali și în 2022 da, ei vor insista asupra unii nominalului. Nu, mă rog. Sau să asta mai asta înseamnă 2022, că ei sau... au recunoscut faptul că deci au pierdut această competiție și luptă între proiectul dânșilor și a nostru. Nu, totodată, încă o dată repet, așteptăm și avizul Comisiei de Levinințe, care, în cazul dat, poate fi definitiv. Și până în iunie, nu ar fi bine ca să organizați PSRM-ul mai multe dezbateri și informarea a cei ce însemnau... Evident, mai mult ca atât. Noi trebuie trebu să luăm în considerație toate opiniile Pentru în realitate. Pentru din punct de vedere tehnic, contează. Corect. Doar este foarte important de calculat acum. Dar care cota poate fi a Gagauzii? Care cota poate fi a Transnistrii? Celor din străinătate? Deci aveți Poate, acela, poate același raionul eu personal acum am solicitat deja de la Comisia Electorală Centrală, deci, informație uh -huh. care este situația reală la ziua de 1 mai cu eligătorii care e numărul total al legătorilor? Uh -huh. Există astăzi Și În baza stale. acestor Conform informații veți uh, care este numărul celor care sunt uh, cu trai în Transnistria, documentați ca cetățenii din Moldovei, dar sunt acolo. Deci uh, gagauze, etc., etc., Deci noi trebuie să avem un tablou real pentru a pune pe masă Parlamentului pentru adaptarea, nu trebuie când să fim niște criterii doua? obiective, inclusiv și trebuie de solicitată informația prin intermediul Ministerului de Externe de la structurile abilitate din alte țări, dar câți cetățeni a Republicii Moldova se află peste hotare. Noi am solicitat informația aceasta da, înainte de alegerile prezidențiale. și avem atunci, cifra Andrei, la etapa mm -hmm. respectivă. 805 de mii de cetățeni noștri sunt peste hotare, 114, dacă nu mă înșel, sau 124 în Italia, 449 în Federația Rusă, deci etc. etc. Nu este, aici nu este problema geopolitică. Că Federația Rusă votează și pentru a unii și pentru alții. În Italia, la fel, aceeași situație. În România, la fel, aceeași situație. Noi vorbim despre ce că cetățeanul, cetățeanul trebuie să fie asigurat la maximum. Nu este real, totalmente, dar la maximum trebuie să fie asigurat drept la vot. Uh, și ce facem cu protestele de în fața Parlamentului? O ultimă întrebare și... Faptim? Protestele în fața Parlamentului celor care nu sunt mulțumiți nici cu unul, Nu, nici eu cred că, Taman, la momentul ceea ce dumneavoastră ați propus sau ați, ați expus ideea care coincide absolut cu opinia tuturor, noi trebuie acum, prima, să pornim contacte la maximum uh -huh. cu cetățenii. Cu cetățenii, da. Să colectăm toate opiniile și viziunea dumnealor. După ea vine Ca avizul de la comisia de la Vinie, inclusiv și cei care sunt deci în fața parlamentului. Doar nu depinde numai de opinia cuiva sau dorința cuiva, doar acest proiect printre altele asigură drepturile practic egale și pentru cei care sunt partidele parlamentare și extraparlamentare, deoarece noi asigurăm prin acest proiect posibilitatea ca să participați toți, toate partidele să participe la alegeri. Și totodată sunt persoanele marcante, cu autoritate, poftim, și le, și promovați, o le promovați da, și poate să devină deputat. Bine, aici sunt într-adevăr loc de a discuta foarte mult și până în iunie sau până în momentul în care va fi clar că s-a votat timpul zboară. zboară te, azi Eu de fă... sper că vom mai avea emisiuni dedicate mm. sistemului mixt și vom pune în discuție toate lucrurile care nu sunt clare. Eu vă mulțumesc pentru ziua de astăzi că ați venit la noi în studio. Vă doresc numai bine și o seară frumoasă. Mersi mult și Doamnelor Domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept luni și vineri la 20.30 la alte emisiuni Intersecție RM cu alți invitați. La revedere!